Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni și iubitori ai emisiunii Portocalii Aurii. Astăzi vom continua descrierea cronicii acașice pe care am făcut-o în emisiunea precedentă și în partea a doua a emisiunii vom vorbi despre energiile de acum. Continuăm cu descrierea cronicii acașice. Îngerii heruvimi sunt păstrătorii înregistrărilor acașice. Îngerii heruvimi au fost creați pentru a fi martori, mesageri și păstrători ai cronicii acașe. Îngerii heruvimi au fost al doilea grup de suflete create după îngerii serafimi, iar fiecărui grup de heruvimi i s-a dat o anumită sarcină. Acum am să vă spun o descriere a înregistrărilor din sala acașică. Practic, cum arată sala acașică? Sala înregistrărilor acașice a fost descrisă de către cei care au putut comunica cu ființele din planul astral ca o clădire uriașă cu coloane în stil grecesc și trepte de marmură. În interior, biblioteca pare a fi infinită. Unii oameni au vizitat sala înregistrărilor în stare meditativă, alții au făcut cunoștință cu ea în timpul unei experiențe din apropierea morții. Odată ajunși în sala înregistrărilor, ființele sunt întâmpinate de un ghid care le va duce în secțiunea de care au nevoie. Se dă acces doar la înregistrările sufletului propriu și ale sufletului celor care au avut vreo influență asupra vieții cuiva. Eu am văzut această sală uriașă în templu eteric al arhanghelului Raziel și am făcut anul trecut un curs cu oamenii, un curs în templu arhanghelului Raziel, pentru că sala acașică a templului arhanghelului Raziel cuprinde și nivelurile cuantice de măsurare a evoluției unui suflet. Este ceva mult mai avansat decât o simplă cronică acașică. Este nivelul cuantic de măsurare a tuturor existențelor unui suflet, a tot ceea ce a făcut el în toate încarnările precedente și se măsoară de către arhanghelul Raziel nivelul cuantic de evoluție al acelui suflet. Înregistrările acașice sunt vibrație energetică. Această vibrație energetică se traduce în imagini, forme, simboluri și un limbaj pe care mintea umană îl poate descifra, downloada. Pentru că înregistrările acașice vor reda o formă fidelă a ceea ce tu ai prestabilit să fii. Credincios sau nu, entuziaști ai acașei sau nu, ceea ce toți oamenii ar trebui să observe din existența acestor noțiuni și ar trebui să înțeleagă este că toți suntem la fel, credințele noastre sunt la fel și nu ne deosebim decât în formă, având același fond exprimat aici, diferit. Acașa nu este la urma urmei decât un alt cuvânt pentru ideea de divin, de etern, de zeitate și de tărâm spiritual, fie că alegem să credem sau nu în explicațiile oferite. Ar trebui să învățăm lecția solidarității și a ideii că toți suntem unul din aventura acașică. Eu am înțeles-o de mulți ani, povestea asta, tot citind în acașă la oameni. Este limpede că abia în momentul în care vom crede în natura noastră divină, vom ști cu certitudine că istoria și viitorul nostru apar înregistrate acolo undeva. Numai că nu sunt scrise pe suport de hârtie, sunt scrise pe suport eteric, asemenea unor cuante de lumină în psihogeometrie sacră. Ca să poți să ajungi să faci
Citiri în acașă necesită studiu aprofundat despre corpul uman, despre corpurile subtile, o anumită filozofie de viață, sufletească, ai nevoie de elevare, de evoluție, de muncă, un mod de a vedea viața, interacțiunea acțiunilor vieții în fluxurile naturii, o stare cât de cât de fericire, dacă nu permanentă, măcar sporadică, exerciții de relaxare, practic, să stai degeaba, să te relaxezi, să nu te mai gândești la nimic. Eu am stat prin 2005, am avut o perioadă în care am avut vreo 3 luni așa de stat, efectiv nu mă gândeam la nimic, mi-am decuplat mintea. Și probabil că atunci s-au făcut marile transformări la nivelul corpurilor mele subtile. Pentru că, de fapt, tot ceea ce înseamnă channeling este o dezvoltare peste medie a intuiției, a chakrei ajna mai ales. Mai trebuie să ai un corp cauzal foarte bine lucrat și dezvoltat, în care să nu mai existe datorii karmice majore, iarăși e un punct foarte important ăsta, nu numai ca să nu preiei de la ceilalți, dar corpul tău cauzal trebuie să fie cât mai ușor și cât mai extins. S-a ajuns foarte mulți oameni să faci fapte bune de-a lungul vieții, să te trezești, să ai încredere absolută în ce vezi și auzi, practic să ai credința nestrămutată că faci bine ceea ce faci, că e dincolo de tine și că informația îți vine sub formă de mesaj din planurile superioare, că tu te dai la o parte și canalele prin care downloadezi informația sunt purificate și curățate foarte bine. Practic, dacă nu te crezi un mesager, nici nu te gândi că poți să faci lucrul ăsta. Trebuie să ai o credință nestrămutată și nețărmurită, necondiționată în Dumnezeu. Akasha este formată din limbaje plasmatice. Acestea sunt reprezentate sub formă, descrieri, sunete și imagini eterice amplasate în câmpurile akashice universale. În cele pământene pot fi accesate de oameni atunci când paznicii permit acest lucru. Deși greu accesibile pentru că sunt păzite, receptarea informațiilor se produce prin chakra frontală al treilea ochi. Limbajele de plasmă nu au vreun înțeles explicabil prin limbajul obișnuit al cuvintelor. Cuvintele conțin coduri care, odată câștigate ca urmare a extinderii câmpului de conștiință, permit celui ce întrunește condițiile accesul la anumite surse specifice de cunoaștere din Akasha. Cum citim în Biblioteca Invizibilă? Pentru că v-am spus în emisiunea trecută că în sanscrită Akasha se traduce ca fiind cer și spațiu sau strălucită înțelepciune sau eter, Elena Blavatsky a sintetizat întreaga etimologie a acestui cuvânt, acestui termen, definind Akasha ca fiind tăblițe indestructibile de lumină astrală. Așa cum am mai amintit, Akasha este ca o arhivă a tot ceea ce a fost, este și va fi. Arhiva poate fi accesată doar cu intenții clare și pozitive. Cunoașterea obținută de acolo este bine să fie utilizată pentru înțelegerea lucrurilor, spargerea tiparelor karmice și evoluția personală. În linii mari, planul astral este o dimensiune unde spiritualitatea atinge culmi de neînchipuit pentru lumea de azi, dar inferioare totuși nivelurilor indescriptibile ale spiritualității totale din universul cauzal. Și acum vă voi povesti în ce constă această metodă terapeutică.
Această conștiință colectivă sau această substanță primordială din care a luat ființă tot ceea ce există în lume, mintea lui Dumnezeu, conține informația și vibrația energetică a fiecărui gând care a existat vreodată, de la prima divizare a lui Unu, a lui Dumnezeu Tatăl. Sarasher spune că înregistrările akashice sunt o serie de imprimări energetice în câmpul cauzal al Universului. Există o parte a cronicii akashice în care trăim și noi și în care găsim informații legate de orice ființă care s-a intersectat, karmic sau cuantic, cu energia Pământului. Informația din akasha este pe mai multe niveluri. Fiecare nivel superior este mai complex, mai comprehensiv decât cel anterior, planetar, galactic, universal, sau sunt structurate pe diverse dimensiuni, ca o bibliotecă imensă cu mai multe nivele. În cronici nu citești povești romantice, nu interpretezi, ci doar transpui în cuvinte informația stocată acolo. Sunt niște informații multidimensionale care trebuie traduse pentru a putea fi înțelese de gândirea lineară. Dimensiunile nu sunt spațiale, pentru că toate sunt una peste alta. Existăm în toate dimensiunile deodată. Trupul este de dimensiunea a treia, mentalul și ego țin de dimensiunea a patra, corpul de lumină, ființa spirituală, este de dimensiunea a cincea. Akasha nu e un loc acolo, în afara noastră, unde te poți duce. Nu este o instituție. De fapt, când intri în Akasha, nu te duci nicăieri. Creierul nostru are doar nevoie de un echivalent tridimensional ca să-și poată explica experiența. Informația în univers, care este pur și simplu vibrație și energie, există la nivel cuantic, peste tot, non-localizată, dar ca să găsești informația necesară, e nevoie să permiți perspectivei sinelui tău să preia conducerea, să înalți vibrația până acolo încât să accesezi fiecare nivel, să te calibrezi la nivelul informațional al acelei informații. Este nevoie să fii în vibrația răspunsului ca să-l poți găsi, să micșorezi pe cât posibil rezistența, să nu permiți ca interferența gândurilor proprii, subiectivitatea, neîncrederea, nerăbdarea, așteptările personale să te deturneze de la ceea ce ți-ai propus. Și acum vă voi povesti despre ce înseamnă citirea energetică. Ai nevoie de o structură clară de referință ca să nu te pierzi în detalii nesemnificative și total lipsite de importanță pentru viața prezentă. Degeaba am avea la dispoziție o bibliotecă cu un milion de volume dacă nu ar exista un catalog care să ne ghideze către ceea ce avem nevoie să știm. Îmi propun să folosesc această metodă de accesare a cronicii akashice ca pe un instrument desemnat să asiste solicitantul în exprimarea propriei divinități, a propriului sine înalt, într-o fizic, uman, acum în această viață. Să poată să vadă situațiile, atât pe cele fericite sau nefericite, așa cum le vede sinele tău înalt. Este un mare dar pe care îl putem primi la această întrupare. Acest lucru se poate realiza în momentul în care ți se arată față în față cauza și efectul unei alegeri făcute de tine. De multe ori se întâmplă anumite lucruri care ne surprind în mod neplăcut și despre care în niciun caz nu am acceptat că sunt rezultatul alegerilor noastre. Dar nimic nu este întâmplător și noi nu suntem victime, doar că nu ne mai amintim ce alegeri am făcut cu luni sau ani sau chiar vieți înainte și care au cauzat efectele pe care noi le experimentăm acum. În Akasha vedem exact cauza. Atunci când vezi cauza și efectul alăturate, ai o mare
Epifanie, un mare. Aha, de-aia mi se întâmplă mie lucru respectiv. Principiile pe care le respectă această metodă, citirea energetică, de că și despre ea vorbeam, principiile pe care le respectă sunt: suntem 100% creatorii experiențelor noastre. Suntem total responsabili pentru alegerile făcute, conștient sau inconștient. Nimeni nu ne poate crea propria realitate decât noi. Numai noi, nu putem noi crea realitatea altcuiva. Nimeni nu ne poate lua puterea fără a fi noi de acord într-un fel sau altul să o cedăm. Nu suntem niciodată victime decât dacă alegem noi victimizarea. Creăm totul folosindu-ne de liberul nostru arbitru. Fiecare alegere creează o consecință. Consecința va avea același nivel de vibrație ca și alegerea. De exemplu, dacă vrei să te duci la război, nu te mira că poți să mori împușcat. Legea karmei are grijă ca o consecință să persiste atâta timp când nu se face o nouă alegere. Karma nu se șterge atunci când noi părăsim această încarnare. Consecințele create în tărâmul fizic, în dimensiunea a treia, trebuie rezolvate într-o altă încarnare, tot într-un tărâm fizic, tot de dimensiunea a treia. Poate nu pe planeta Pământ, dar pe altă planetă care are tot dimensiunea a treia, nivel fizic. La un nivel mai înalt de înțelegere, alegerile noastre nu sunt bune sau rele, doar mintea noastră le cataloghează așa. Nu Dumnezeu, nu arhanghelii, nu îngerii. Suntem aici ca să ne experimentăm pe noi înșine, în timpul procesului de creație. La fel cu Dumnezeu, cum Dumnezeu se experimentează pe el însăși, prin creațiile sale, sufletele noastre, ca ființe întrupate, suntem autoritatea supremă în creația noastră. Nicio entitate eterică nu poate să interfereze cu liberul nostru arbitru. În momentul în care am conștientizat o anume influență negativă asupra noastră, suntem imediat împuterniciți să o curățăm. Energia urmează intenția. Tot ce este necesar ca să putem să curățăm efectiv influențele negative este să devenim conștienți că există. Dacă avem claritate în intențiile noastre, prin conștientizare, nimic nu poate interfera cu liberul nostru arbitru. Pe aceste teme, în cronica akașică, mai putem găsi și anumite specializări ale sufletului. Nu toate sufletele au o anume specializare. De obicei găsesc o astfel de specializare la cei care s-au angajat activ să exploreze zone specifice ale conștiinței. E ca și cum ai avea un set clar de abilități născute, talente sau daruri deja existente, gravate în structura ta sufletească și pe care le folosești la început inconștient, pentru că țâșnesc din tine, e singure la suprafață, iar mai apoi conștient, odată ce ai înțeles că te ajută să-ți îndeplinești misiunea și să servești pe ceilalți la cel mai înalt și potrivit mod pentru tine. Se spune că scopul sau misiunea nu e nevoie să le cauți tu, că și te caută ele pe tine. Adică este imposibil să nu fii ceea ce ai venit să fii, ceea ce ești deja la nivelul sufletului, și atunci am avea nevoie doar de atenție, de starea de prezență, de liniște interioară, de conectare cu sinele și ghizii personali, ca să începem ușor, ușor să recunoaștem un noi scopul pe care ni l-am asumat venind aici. Să nu ne amăgim însă că totul se poate transforma peste noapte, doar pentru că am gândit pozitiv și am cultivat starea de prezență.
mai este nevoie de un ingredient fără de care nimic nu se poate schimba la nivelul nostru de vibrație, în conectarea și alinierea cu scopul sufletului nostru și darurile noastre divine. Disponibilitatea de a acționa, de a aduce în fizicalitate aceste daruri divine, căci fără acțiune se spune că ești doar un simplu nebun. Flacă, fiecare dintre noi putem acționa în acel culoar energetic în care se află darurile noastre divine. Putem face orice în această viață. Nimeni nu ne poate opri. Doar că dacă alegem ceva ce este în afara nișei noastre energetice, vom munci mai mult, vom face 2 pași înainte și 3 înapoi, vom avea senzația că împingem la deal bolovanul lui Sisif, că lucrurile nu se leagă, până când o să ne lăsăm îndrumați de sufletul nostru pe calea care să ne simțim ca peștele în apă sau ca acasă. Citirea akashică ne dezvăluie un anumit profil al sufletului complet, în care este foarte ușor să identifici spre ce anume te poți îndrepta pentru a trăi cele mai mari satisfacții, împliniri și de ce să nu menționăm și cea mai mare abundență financiară. Oricine poate beneficia de această terapie și nu există contraindicații. Practic, oricine, de la copil, poate, de la un copil în pântecul viitoarei mame, până la cei foarte în vârstă care se pregătesc de marea trecere și pot vedea ce au realizat la nivel de evoluție în această viață. Există o secțiune despre care v-am povestit, nivelul cuantic de evoluție al sufletului, care este foarte bine să fie făcută de cei mai în vârstă, ca să vadă cât anume au progresat pe parcursul acestei vieți și ce anume poate să accelereze evoluția sufletului lui. Pentru că poate trebuie să faci niște daruri gratuite, să ajuți niște oameni. Contraindicații la această metodă terapeutică există doar la cei ce se opun vehement ideii de transmigrație a sufletului, de metempsihoză, cei care cred că suntem doar acest corp trecător aici și acum. Și celor foarte rigizi mental sau celor care cred doar în dovada descoperirilor științifice, care încă nu poate ajunge cu mijloacele actuale la nivelul cercetării transcendentale, dar în viitor, în mod sigur, poate cu ajutorul fizicii cuantice, poate studiul cuarcilor, habar n-am, un film foarte bun pe această temă este Interstellar, pe care vi-l recomand cu maximă căldură, un film genial care străbate dimensiunile din dimensiunea 5-a în dimensiunea 3-a și scoate cartea din bibliotecă din dimensiunea 5-a în dimensiunea 3-a. Poate în viitor aceste lucruri cu fizica cuantică va demonstra universurile paralele și existența noastră în mai multe dimensiuni simultan. Poate se va investiga și existența noastră în trecutul și viitorul nostru. Momentan nu se știe decât că există la Vatican un aparat care se numește cronovizor și care ar putea vedea evenimente în trecut. Foarte interesant. Pentru că adevărurile științei spirituale, dacă sunt înțelese în mod concret, pot deveni cu adevărat pentru om un temei al existenței sale, permițându-și să-și descopere valoarea, demnitatea și identitatea, dându-i în același timp maximum de curaj în viață. Căci aceste adevăruri să lăjluiesc și lămuresc asupra legăturii sale cu lumea din jur, îi dezvăluie scopurile superioare pe care trebuie să le urmărească și care este adevărata menire.
și totul în deplină armonie cu exigențele prezentului, astfel că omul nu mai este nevoit să lupte cu antagonismul dintre credință și știință. Asta a spus Rudolf Steiner în cartea sa Cronica Akashică. Care sunt beneficiile unei terapii de citire în cronică akașică în comparație cu alte metode terapeutice? Eu vă pot spune că, ținând cont că eu lucrez ca terapeut energetic de 10 ani și fac citiri în akașă de 10 ani, la mine, după o citire energetică, coboară și codurile de ascensiune pentru persoana respectivă, coduri necesare în perioada următoare, ținând cont că suntem într-o perioadă de maximă vibrație ascensională, și sunt binevenite aceste coduri pentru elevarea ființei, evoluție, ascensiunea sa, schimbări ale tiparelor mentale și chiar schimbări în bine ale vieții materiale, ale minții și ale trupului. Sunt niște coduri de înaltă vibrație energetică ce se transmit pentru fiecare diferit în funcție de nivelul lui evolutiv și de cât este capabil să integreze fiecare în momentul de acum. Multe s-ar mai putea povesti despre cronica akașică, multe cărți, nu prea multe de citit, Rudolf Steiner și Edgar Cayce, dar știi cum se spune întotdeauna, una este să povestești despre ceva și altceva este să faci lucrul respectiv. Deci până când nu o să faci o citire în cronica akașică, oricât ți-aș povesti eu, va rămâne doar la nivel de informație. Deci invitația mea este să faci această citire în akașă cu mine sau cu altcineva care consider tu mai potrivit și să-ți afli menirea și scopul sufletului tău. Și nu uita că în anul 2019 Divinul Feminin se va asigura că fiecare ființă vie de pe planetă va fi ghidată pe deplin să învețe cum să îmbrățișeze, să onoreze și să respecte femininul din interiorul lor, din alții și din lumea din jurul lor. Dar despre toate aceste lucruri vă voi mai povesti și în emisiunile viitoare. Până atunci, vă doresc drum drept și lumină și să ne revedem cu bine. Vă iubesc!